Bună, dragile mele, și bine v-am găsit! Revin cu partea a doua a tutorialului nostru, parte în care vom începe cu realizarea urechilor pentru păpușica noastră girafă. Și pentru urechi realizăm mai întâi un cerc magic în interiorul căruia facem 6 piciorușe scurte. Cercul magic, un ochi de lanț de fixare a cercului magic în interiorul lui, 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, strângem puțin cercul, cum i-a fugit firul, și cel de-al șaselea picioruș scurt. Strângem bine cercul magic să se așeze frumos ochiurile de lanț. La rândul al doilea vom realiza o înmulțire și 5 piciorușe scurte. Facem în primul ochi, facem o înmulțire. Și în următoarele 5 ochiuri realizăm câte un picior scurt. 1, 2, 3, 4 și cel de-al 5-lea picior scurt. Dacă vreți, puteți să lucrați în continuare, lucrați așa simplu, dacă nu, puneți marcatorul. La rândul 3, deci la finalul rândului 2, vom avea 7 piciorușe scurte. La rândul 3 vom avea o înmulțire în primul ochi și 6 piciorușe scurte în următoarele 6 ochiuri. 1, 2, 3, 4, 5 și în ultimul ochi vom avea cel de-al șaselea picioruș scurt. La finalul rândului 3 vom avea 8 piciorușe scurte. La rândul 4 vom avea grupe a câte un picioruș simplu, o înmulțire. Un picioruș simplu, în următorul avem o înmulțire, prima grupă. Vom avea 4 astfel de secvențe sau de grupe. Piciorul simplu, înmulțire, cea de-a doua grupă, picioruș simplu, înmulțire, cea de-a treia grupă și picioruș simplu și o înmulțire, ultima grupă sau ultima secvență, cum vreți dumneavoastră să o numiți. La finalul rândului 4 putem să punem marcatorul. Și punem un marcator ca să ne fie mult mai ușor, pentru că de acum se complică, ca să zic așa, nu e nicio complicație, dar totuși. La rândul 5 vom avea secvențe a câte două piciorușe simple, o înmulțire. Primul, al doilea picioruș simplu, în următorul vom înmulți, la fel avem și aici 4 grupe, simplu, simplu, înmulțim, simplu, picioruș simplu, înmulțirea și ultima grupă în ultimele 3 ochiuri, picioruș simplu, picioruș simplu și în ultimul vom avea o înmulțire. La finalul rândului 5 vom avea 16 piciorușe scurte. Punem marcatorul în ultimul ochi. Rândurile 6 și 7 vor fi rânduri simple, rânduri cu câte 16 piciorușe scurte pe fiecare rând. Câte un picioruș scurt în fiecare ochi de la rândul anterior. La rândul 8 vom avea două grupe sau două secvențe, cum vreți dumneavoastră să le numiți, a câte 6 piciorușe simple, o scădere. 1, 2, 3, 4, 5, 6 piciorușe simple, o scădere și până la finalul rândului vom mai avea încă o astfel de grupă a 6 piciorușe simple, o scădere. Rândurile 9 și 10 vor fi din nou rânduri simple, rânduri cu câte 14 piciorușe scurte pe fiecare rând. Aici vom realiza scăderea. Vom pune marcatorul în ultimul ochi,
Și cum vă spuneam, rândul 9 și rândul 10 vor fi rânduri simple, rânduri cu câte 11, cu câte 14 piciorușe scurte pe fiecare rând. La rândul 11 vom avea două secvențe, a 5 piciorușe simple, o scădere. 3, 4, 5 piciorușe simple, o scădere, încă o grupă, a 5 piciorușe simple, o scădere, iar la următorul rând vom încheia, vom prinde, nu introducem umplutură în aceste urechiuși. Așa, vom lăsa marcatorul deoparte. Mai facem încă un picioruș scurt, dacă este nevoie, să ajungem chiar pe partea de mijloc și vom plia urechea noastră, o vom pune în două și luăm un ochi din interior, de pe cealaltă parte ochiul tot de pe interior și cu piciorul alunecat vom încheia urechea, după care vom lăsa fir cât considerăm că avem nevoie pentru a putea coase urechea pe căciulă. La fel cum am realizat prima ureche, la fel o vom realiza și pe cea de-a doua. Am tăiat fir, tragem și la fel cum am realizat prima ureche, o vom face și pe cea de-a doua. Eu am și cea de-a doua ureche realizată și astfel acestea le vom lăsa deoparte. În continuare vom trece să realizăm cornițele girafei noastre. Pentru cornițe avem nevoie și de nuanța, eu folosesc această nuanță de bej. Bej, maro, ce fir aveți la îndemână, este foarte, foarte potrivit. Și pentru început la cornițe, și acestea vor fi două, eu am unul deja realizat, avem câteva rânduri cu bej la vârf și pe urmă continuarea este cu galben. Deci pentru început, la primul rând, la coarne, realizăm un cerc magic în interiorul căruia facem 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5 și cel de-al 6-lea picioruș scurt. Strângem cercul magic să se așeze piciorușele scurte. La rândul 2 vom înmulți. Vom realiza câte două piciorușe scurte în fiecare ochi de la rândul anterior. La finalul rândului 2 vom avea 12 piciorușe scurte. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 piciorușe scurte. Rândurile 3 și 4 vor fi rânduri simple, rânduri cu câte 12 piciorușe scurte. Voi realiza și eu, deci dacă doriți puteți să puneți marcatorul, dacă nu, realizăm așa, rânduri 3 și 4, câte un picioruș scurt în fiecare, 4, 5, 6. După ce am finalizat rândul 4, am tăiat firul. La rândul 5 vom avea grupe a câte un picioruș simplu, unul scăzut. Vom avea 4 astfel de grupe. Un picioruș simplu, în următorul scădem, prindem și firele în lucru. Aici deja la rândul 5 lucrăm cu culoarea galbenă. Un picioruș simplu, următorul îl scădem. Piciorul simplu, următorul îl scădem, piciorul simplu și următorul îl scădem. Am ajuns și la ultima grupă, punem marcatorul în ultimul picioruș scurt. La rândul 6 vom avea 6 piciorușe simple și o scădere. Deci la finalul rândului 5 avem 8 piciorușe scurte. La rândul 6
Cum vă spuneam, vom avea 6 piciorușe simple, o scădere și ne vor rămâne 7 piciorușe scurte. Pentru început, eu recomand să introducem puțină umplutură aici în partea de vârf a cornului nostru, pentru că după ce vom realiza și rândul 6, va fi mai greu de introdus umplutura. Nu merge foarte multă umplutură, puțină cât merge. Bun, am introdus umplutura și acum cu grijă vom realiza rândul 6, 6 piciorușe simple, o scădere. 1, 2, 3, 4, 5, 6 piciorușe simple. Și ultimele două ochiuri vom realiza o scădere. La finalul rândului 6 ne vor rămâne 7 piciorușe scurte. Punem marcatorul în ultimul ochi. La rândul 7 vom avea grupe a 5 piciorușe, vom avea o grupă, vom realiza 5 piciorușe simple, o scădere. La finalul rândului 7 ne vor rămâne 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5 piciorușe simple și o scădere. Vom scoate marcatorul să putem realiza scăderea. Cum vă spuneam, la finalul rândului 7 ne vor rămâne 6 piciorușe scurte. Rândurile 8, 9 și 10 vor fi rânduri simple, rânduri cu câte 6 piciorușe scurte pe fiecare rând. Câte un picioruș scurt în fiecare ochi de la rândul anterior. După ce finalizăm și rândul 10, tăiem fir, lăsăm fir cât avem nevoie pentru a putea coase coarnele pe căciulă. Și la fel cum am realizat primul corn, la fel îl vom realiza și pe cel de-al doilea. Am finalizat și cel de-al doilea corn. Acestea sunt gata. Vom trece să realizăm botul animalului păpușelei noastre, botul girafei noastre. Acesta eu îl voi face cu o altă nuanță de bej, un bej puțin mai deschis. În cameră nu se vede exact nuanța firului. Și pentru botic vom ridica 8 ochiuri de lanț. Facem un ochi de lanț de început și 8 ochiuri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ochiuri de lanț. La primul rând, din ochiul al doilea, vom realiza 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 piciorușe scurte, 3 piciorușe scurte în ultimul ochi, din capăt, 1, 2, 3 piciorușe scurte, mă iertați, am ieșit puțin din cadru, așa, întoarcem lucru. Prindem și firul de început în lucru. Pe partea cealaltă vom realiza 5 piciorușe scurte și o înmulțire la capăt. 1, 2, 3, 4, 5 piciorușe scurte și în ultimul ochi o înmulțire. 2 piciorușe scurte în același ochi. La finalul primului rând vom avea 16 piciorușe scurte. Punem marcatorul în ultimul ochi, rezultat. La rândul 2, în primul ochi facem o înmulțire. Cinci piciorușe scurte în următoarele 5 ochiuri. 1, 2, 3, 4, 5 piciorușe scurte,
trei înmulțiri în ochiurile de pe capăt, în următoarele trei ochiuri, trei înmulțiri. Prima înmulțire, a doua înmulțire și cea de-a treia înmulțire. Cinci piciorușe scurte pe cealaltă parte. 1, 2, 3, 4, 5 piciorușe scurte și în ultimele două ochiuri până la marcator. Și în acestea vom realiza câte o înmulțire. Prima și cea de-a doua înmulțire. Punem marcatorul în ultimul ochi și la rândul 3 sau care va fi și ultimul rând, vom realiza o înmulțire în primul ochi, 6 piciorușe scurte în următoarele 6 ochiuri, 2, 3, 4, 5, 6 piciorușe scurte, 3 grupe, 3 înmulțiri, cum vreți dumneavoastră, 3 secvențe, a câte un picioruș simplu, o înmulțire, un picioruș simplu în ochiurile din capăt. Deci o înmulțire, piciorul simplu prima grupă, o înmulțire, piciorul simplu a doua grupă, o înmulțire și un picioruș simplu a treia grupă. Pe următoarele ochiuri vom avea 5 piciorușe scurte, în următoarele 5 ochiuri, 1, 2, 3, 4, 5 piciorușe scurte, iar pe ultimele 4 ochiuri vom avea și aici două grupe, a câte o înmulțire, un picioruș simplu. O înmulțire, picioruș simplu, înmulțire și în ochiul cu marcatorul vom avea un picioruș simplu. La finalul rândului 3 vom avea 28 de piciorușe scurte. Acesta va fi boticul girafei noastre. Vom trage bine de fir, vom tăia fir cât considerăm că avem nevoie pentru a-l putea coase pe față. Și acesta este boticul. Îl vom lăsa și pe acela deoparte momentan până finalizăm toate părțile componente, iar după aceea vom trece să coasem, să le coasem toate și să îi dăm formă păpușelei noastre. În continuare, cu culoarea galbenă vom realiza căciula. Vom face căciula girafei noastre. Facem un cerc magic în interiorul căruia realizăm 6 piciorușe scurte. Cercul magic, cele 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 piciorușe scurte. Strângem cercul magic. La rândul 2 vom înmulți, vom realiza câte 2 piciorușe scurte în fiecare ochi. De la rândul anterior, la finalul rândului 2, vom avea 12 piciorușe scurte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 piciorușe scurte. Punem marcatorul în ultimul picioruș scurt, rezultat. La rândul 3 vom avea 6 grupe, a câte un picioruș simplu, o înmulțire. La finalul rândului 3 vom avea 18 piciorușe scurte. Și vom crește consecutiv înmulțirile până vom ajunge la rândul 10, unde vom avea 8 piciorușe simple, o înmulțire. Voi realiza și eu aceste rânduri, deci la rândul 4 vom avea 2 piciorușe simple, o înmulțire, la rândul 5 vom avea
grupe, a câte trei piciorușe simple o înmulțire și vor crește consecutiv piciorușele, piciorul simplu înmulțire, până ajungem la rândul 10, unde vom avea 8 piciorușe simple și o înmulțire. La finalul rândului 10 trebuie să avem 60 de piciorușe scurte. Fac și eu aceste rânduri și revin cu continuarea la rândul 11. Mult spor! După ce am finalizat și rândul 10, rând la care am avut 8 piciorușe simple și o înmulțire, 6 astfel de grupe, la rândul 11 vom realiza 59 de piciorușe simple și o înmulțire. În ochiul cu marcatorul vom realiza o înmulțire. La finalul rândului 11 vom avea 61 de piciorușe scurte. De la rândul 12 la rândul 20 din nou vom avea rânduri simple. Rânduri cu câte 61 de piciorușe scurte pe fiecare rând. Acest model de căciuliță este un model simplu. Și cum vă spuneam și la prima parte, când am realizat corpul de bază al păpușii noastre, pe acest corp putem să realizăm orice păpușică dorim. Schimbăm doar culorile. Dacă mă voi hotărâ să mai fac și alte păpuși de acest gen, păpuși animale sau așa, atunci vom schimba doar culorile cu care lucrăm. Corpul putem să îl folosim să fie același. Deci la rândul 11, câte un picioruș scurt în fiecare picioruș de la rândul anterior, doar în ultimul, în cel de-al 60-lea picioruș scurt, în ochiul cu marcatorul, vom realiza o înmulțire și ne vor rezulta 61 de piciorușe scurte. Și cum vă spuneam, de la rândul 12 la rândul 20, după aceea vom avea rânduri simple, rânduri cu câte 61 de piciorușe scurte pe fiecare rând. Voi realiza și eu aceste rânduri și revin cu rândul 21. Mult spor! După ce am finalizat rândurile simple de la 12 la 20, la rândul 21 vom realiza o scădere și 59 de piciorușe scurte și vom trece din nou la finalul rândului 21, vom avea din nou 60 de piciorușe scurte. Rândul 22 va fi un rând simplu, un rând cu 60 de piciorușe scurte, câte un picioruș scurt în fiecare ochi de la rândul anterior. Iar la rândul 23 vom realiza un rând de pasul racului. Deci finalizez și eu rândul 21, realizez și rândul 22 și revin la rândul 23 să vă arăt exact cum se face pasul racului pentru doamnele care nu au mai întâlnit pasul racului, pentru doamnele care în caz că nu știu cum se realizează pasul racului. După ce am finalizat și rândul 22, luăm marcatorul, îl lăsăm deoparte, ridicăm un ochi de lanț și vom lucra în spate. Deci nu mergem în față, cum mergeam normal la rânduri, ci vom introduce croșeta în spate. Tragem fir și realizăm picioruș scurt. Și pasul racului este tot deci piciorușe scurte, doar că lucrate în spate. Introducem croșeta pe sub piciorușul scurt de la rândul anterior, prindem fir, îl tragem, avem două fire pe croșetă, tragem fir prin ambele. Și așa vom realiza de jur împrejur tot acest rând. După ce finalizăm rândul de pasul racului, dacă doriți să coaseți căciulița de capul păpușelei, atunci lăsați fir cu ajutorul căreia să puteți coase căciula. Dacă nu, atunci tăieți firul mai scurt, îl securizați și căciulița este gata pentru a coase urechile și coarnele pe ea.
Și uite, așa vom realiza de jur împrejur tot acest rând. Când ajungem la finalul rândului, la ochiul de lanț pe care l-am făcut la început, când vom ajunge aici, la partea de început, aici, la ochiul de lanț, ne vom prinde cu un picioruș alunecat. Și acesta este pasul racului, un pas simplu de realizat, care dă un alt aspect lucrului. Acest pas al racului se poate realiza ca și margine la papuci croșetați, la rochițe, la pături, la ce doriți dumneavoastră. Acest pas al racului este foarte mult utilizat ca terminație pentru diverse articole de îmbrăcăminte. Am finalizat căciulița, am finalizat rândul de pasul racului, aici am terminat, m-am prins cu un picioruș alunecat. După ce am finalizat și căciula, vom trece să realizăm petele. Vom avea de făcut 5 pete mici și 2 pete mari. Petele mici, așa cum am folosit și la corniță și cum vă spuneam, voi folosi această nuanță de bej. Dumneavoastră, dacă aveți maro, folosiți o nuanță de maro, folosiți care, ce culori doriți pentru pete. Petele mici, foarte simplu de realizat, sunt 5 pete la număr, cerc magic în interiorul căruia realizăm 6 piciorușe scurte. Deci dăm fir după deget, facem 6 piciorușe scurte în interiorul cercului magic. 1, 2, 3, 4, 5, 6 piciorușe scurte, încheiem cu un ochi alunecat, tragem și vom lăsa fir cât consideră că avem nevoie pentru a putea coase petele pe corp. Și vom strânge cercul magic. Și așa arată petele mici. Vom avea nevoie de 5 astfel de pete mici, iar la petele mari realizăm la fel 6 piciorușe scurte în interiorul cercului magic. Petele mari vor avea 2 rânduri, la rândul 2 vom înmulți și vom avea 12 piciorușe scurte. 3, 4, 5, 6 piciorușe scurte. Strângem cercul magic, la rândul 2 înmulțim, realizăm câte 2 piciorușe scurte în fiecare ochi de la rândul anterior și vom avea 12 piciorușe scurte. La fel și aici, tăiem firul și mai realizăm după aceea încă o astfel de pată. Deci trebuie să avem 2 pete mari, 2 cercuri de acestea, un cerc magic, 6 piciorușe scurte și la rândul 2 înmulțim și avem nevoie de 5 pete mici pe care, cum vă spuneam, le realizăm 6 piciorușe scurte în interiorul cercului magic. După ce am finalizat petele, am cusut 3 pete pe spatele căciulițe, cum vă spuneam, partea de unde am început pasul racului, unde ne-am unit cu piciorul și alunecat, va fi în spate. Am cusut 3 pete, una mai mare și 2 mai mici aici pe partea din spate și pe căciulă, la rândurile, între rândurile 9 și 10, am cusut urechile. Între rândurile 4 și 5 am pus cornițele, între rândurile 15 și 22 am pus boticul, care și acesta, cum vă spuneam, vine pus pe căciuliță și am mai pus și 2 ochișori de aceștia mobili, ochișori cu care se lipesc, ca să arate mai bine girafa noastră. Și, bineînțeles, și pe corp am pus o pată mai mare și 3 mai mici. Dumneavoastră, dacă doriți, puteți să realizați mult mai multe pete. Și acum, ca să fie cât de cât păpușica noastră girafă să arate cât de cât mai bine, să îi realizăm și o codiță.
Și pentru codiță eu am pregătit, mai întâi mi-am pregătit câteva, două, patru, eu mi-am pregătit 6 fire de 3-4 cm lungime, cât vreți dumneavoastră, pe care le vom prinde în timp ce lucrăm coada și vor fi partea maronie de la vârful cozii. Coada o vom începe de la mijlocul corpului la cel de-al 13-lea rând de la corp, la partea din spate. La rândul 13 i-am fixat aproximativ la mijloc și aici vom trage un ochi alunecat. La rândul 13 facem un ochi alunecat, după care vom ridica 7 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și când ridicăm cel de-al 7-lea ochi de lanț, odată cu cel de-al 7-lea ochi de lanț vom prinde și aceste fire pe care, cum vă spuneam, le-am pregătit pentru vârful codiței. Le punem să stea în două și tragem ochiul de lanț prin mijlocul lor. Așa, și le prindem. Aceste fire le vom da la o parte, că le vor fi chiar la vârful codiței, și întoarcem lucrul înapoi și vom realiza câte un picioruș scurt începând din cel de-al doilea ochi. Realizăm câte un picioruș scurt până ajungem înapoi la baza corpului, unde ne vom prinde cu un ochi alunecat din nou, vom securiza firele și astfel codița va fi gata. Dacă nu vreți să prindeți așa partea de vârf a codiței, nicio problemă, faceți un ciucurel pe care mai apoi cu ajutorul croșetei sau cu ajutorul acului de cusut îl veți prinde. Eu am ajuns la bază, fac un ochi alunecat, mai fac un ochi de lanț și voi tăia firul. Acest fir îl voi securiza, la fel cu firul de început, și astfel jucărioara noastră este gata. Vă mulțumesc frumos pentru că m-ați urmărit, vă mulțumesc pentru răbdarea pe care o aveți să mă urmăriți, să mă ascultați. Dacă sunteți pentru prima dată pe canalul meu de YouTube și vă place ceea ce realizez, dați click pe abonează-te, dați click pe clopoțel și veți fi notificați de fiecare dată când voi reveni cu o nouă idee, cu un nou model, un nou tutorial. Dacă aștept din partea dumneavoastră și alte sugestii de tutoriale. Deci așa arată acum, aici urmează să-i mai aprind firele, așa arată partea de codiță, așa arată păpușica noastră, să ridic puțin camera mai sus, așa arată păpușica noastră cu căciuliță.